sunt căsătoriți de 8 ani. A fost dragoste la prima vedere, așa susține cuplul Veronica și Valentin Vizant. După doar o lună de întâlnire, au hotărât că sunt născuți unul pentru altul și au depus cererea de căsătorie la oficiul stării civile. Acum 2 ani s-a născut Valentin, minunea din viața lor care le-a schimbat prioritățile. Ambii sunt implicați în afaceri, dar acest lucru nu îi împiedică să petreacă cât mai mult timp posibil cu micuțul. Serile și weekendurile, sigur, le petrecem împreună și sunt foarte fericită că serviciul îmi permite să vin și pe parcursul zilei acasă, să merg târziu la lucru și să-mi dedic cât mai mult timp posibil copilașului. Pus mereu pe fugă, Valentin nu s-a sfiit la ședința noastră foto ca să-și satisfacă curiozitățile, așa că avea mai mereu treabă cu tot ce îl înconjura, mai puțin cu aparatul foto. Dar tocmai acestea au fost momentele forte în toată goana noastră după o poză deosebită. Ce-i drept era să facem infarct la cât de sus l-a aruncat tata. Dar Valentin a fost încântat de zbor. Primul cuvânt care l-a învățat a fost tată. Deci tata are o legătură deosebită, chiar o legătură energetică foarte deosebită. Pus mereu pe șotii, se vede că se înțelege de minune cu tata, care îi aprobă tăcit toate năzbâtiile și care până la urmă fac copilăria frumoasă.